studenta anului întâi, Cristina Nastas, care ne va introduce în temă cu date statistice și date generale despre acest subiect. Doamna Tatiana Baciu, care este psiholog la CNPAC, și Otilia Gordienco, studentă în anul întâi, împuternicită de a prezenta informația oferită de Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane, ALMAI. Deci oferim cuvântul Cristinei Nastas, care ne va introduce în temă. Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate, la securitatea sa, prevede articolul 3 al Declarației Universale al Drepturilor Omului. Și totuși, de ce acest drept nu e respectat așa cum ar trebui să fie? De ce viața unui copil trebuie să fie umbrită de frica de a nu se întâlni cu pedofilii? Cine sunt pedofilii? Cum pot fi ei disparați de societate? Întrebări care supără întreaga lume tot mai frecvent în ultima perioadă de timp. Poate că și mulți dintre voi vă mai întrebați ce înseamnă pedofilia. Fenomenul presupune o tulburare psihică care implică activitate sexuală cu un copil preadolescent. Pedofilii relatează o atracție față de copiii de o anumită grupă de vârstă. Unii preferă băieții, alții fetele. Alții sunt atrași atât de băieți cât și de fete. Cei care preferă fetele optează pentru o vârstă de 8-10 ani. Cei care preferă băieții optează pentru o vârstă mai înaintată. Pedofilul se poartă foarte frumos pentru a câștiga afecțiunea copilului, interesul și loialitatea acestuia. El nu se deosebește fizic de ceilalți. Poate fi un om cu studii superioare, o persoană mai tânără sau în etate. Însă, cu certitudine, își caută un loc de muncă în preajma copiilor. Cel mai alarmant fapt este că și în Republica Moldova există astfel de vânători de copii. Însă, până a dezvolta această latură, intenționez să vă prezint statistica mondială a fenomenului pedofiliei. Conform UNICEF și Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului, în ultimii ani, numărul victimelor pedofiliei a crescut simțitor de la 120.000 în 2008 la peste 200.000 în 2011. Numai în statele Uniunii Europene sunt înregistrate oficial peste 38.000 de cazuri, precedată fiind de SUA cu peste 26.000 și spre final plasându-se Rusia cu circa 6.000 de cazuri. Statisticile arată că și în Republica Moldova numărul indivizilor condamnați pentru pedofilie a crescut simțitor, cu 10%. Astfel, în 2010 au fost înregistrate 21 de cazuri, în 2011 cu 7 mai mult. Iar în 2012, deja în primele 3 luni ale anului, au fost condamnați 11 deținuți pentru pedofilie. Și acestea sunt doar rezultate oficiale, care nici pe departe nu elucidează realitatea. Printre cele mai relevante cauze determinante ale fenomenului sunt decăderea moralității sociale, a culturii, propaganda desfrânării. Vizionarea filmelor pornografice și erotice, ușor accesibile, conduc la educarea multor tineri și tinere în spiritul disprețului față de alte persoane. Educă cruzimea și nepăsarea față de sănătatea individuală, dar și a celorlalți. Toate aceste cauze reprezintă un flagel al consecințelor pe care le manifestă actul pedofiliei asupra victimei. Prin crearea unui dispreț față de societate, producerea prejudiciului moral irecuperabil al copilului, provocarea unor tulburări psihice acestuia, care uneori au un final și mai tragic, moartea sau chiar sinuciderea. La noi în țară, copiii ajung să devină tot mai des victime ale unor acte de hărțuire și abuz sexual, de cele mai multe ori căzând în plasa unor indivizi de origine străină. Copiii sunt cele mai nevinovate ființe pe acest pământ. Sunt mândria, bucuria și viitorul părinților. De ce cineva trebuie să le distrugă copilăria și existența și cu toate acestea să rămână să viețuiască nepedepsit? Deci, cea mai efervescentă întrebare este cum să stopăm pedofilia? Cum să oprim un recidivist? Soluțiile subiectului au fost discutate la nivel de republică prin inițiere legislativă din 6 martie privind castrarea chimică a pedofililor. Legea urmează să fie reexaminată la ședința parlamentară din 25 martie.
Castrarea chimică presupune ca acestor categorii de oameni să li se administreze un medicament ce scade dorința sexuală. Injecția este activă pentru o perioadă de 3 luni și costă circa 500 de euro. În urma unui sondaj de opinie realizat de colegii mei pe un eșantion de 200 de persoane, 44% dintre respondenți s-au afirmat pentru privațiunea de libertate ca pedeapsă pentru pedofil. 34% s-au pronunțat că cea mai reușită pedeapsă este castrarea chimică și 22% consideră că pedofilii trebuie pedepsiți cu moartea. Totuși, să așteptăm hotărârile celor din Parlament și să sperăm la o scădere considerabilă a cazurilor de pedofilie în urma deciziilor pe care le vor lua, căci nimeni nu are dreptul să fure viața și copilăria cu care ne-a binecuvântat Creatorul. Viața este ceva ce toți ar trebui să încerce măcar o singură dată, iar copilăria se știe prea bine că este inima tuturor vârstelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Cristina! Acum, stimați oaspeți, vom viziona un video referitor la terifiantul caz al pedofiliei. Acesta este unul dintre cele mai cutremurătoare cazuri de viol din țara noastră. O fetiță de 4 ani și din Soroca a murit după ce a fost abuzată sexual de un prieten de al mamei sale. De regulă aceștia sunt bărbații. Unii din ei ar putea să fie pedofili, alții ar putea să nu fie pedofili. Filie presupune o atracție sexuală, iar printre cei care abuzează copilul, nu este exclus că e vorba de reportajul pe care l-ați văzut acum, sunt foarte multe persoane care sunt degradate moral, fără o moralitate dezvoltată, degradare personalității, care nu diferențiază comportamentele sale pe fond de ebrietate sau de consum de droguri. Dacă este disponibil copilul, el îl abuzează, fără ca să dețină controlul asupra propriului comportament și fără ca să-și dea seama de consecințele și de fapta pe care o comit. Asta nu înseamnă că ei caută intenționat contactele cu copiii. Pedofilii sunt cei care, într-adevăr, sunt în preajma copiilor. Ei pot fi atât blânzi, cei care au abilități de comunicare sunt blânzi, adiminesc, copiii intră în încredere. Alții care nu au aceste abilități ar putea să evinieze la locuri în care copiii ar putea să fie accesibili. Când vorbim de pedofilie, nu putem să spunem că sunt efecte ale pedofiliei. Mai degrabă sunt semnele abuzului sexual și consecințele pe termen scurt sau lung al abuzului sexual. Copilul care a fost supus violului poate fi depistat după semne fizice, asta ar fi zgârieturi, leziuni, vânătăi, edeme, hemoragii, secreții din organele genitale. Asta sunt semnele fizice. La urmă urmei, graviditatea unui copil de 11-12 ani tot de debănuit că a fost... De debănuit? Da. Indică fapt, copil care nu a ajuns la maturitate sexuală, pentru că cei care sunt mai maturi, mai înalți ca vârstă, pe la un discernământ și sunt niște întrebări așa foarte discutabile. La 16 ani e victima violului sau a fost actul consumat, actul sexual a fost comis din acost. Dacă e vorba de semne comportamentale și emoționale, acești copii devin fricoși, devin anxioși, lor le frică să se afle în locuri unde a avut loc evenimentul respectiv. Obiectele care îi aduc aminte de evenimentul respectiv îi provoacă reacții emoționale foarte puternice. Ei pot să se izoleze social sau să fie foarte demonstrativi. Apare sentimentul de devalorizare, de neîncredere, retragere socială.
Dacă abuzul durează de mai mult timp, atunci în jocurile copiilor ar putea să apară tema sexuală. Acești copii cunosc mult, mai mult decât ar trebui să cunoască despre organele sexuale. Acești copii, la rândul lor, ar putea să inițieze jocuri sexuale cu alți copii. Efecte de durat, ei ar putea să devină agresivi, un fel de răzbunare pentru ceea ce li s-a durerea pe care o primit-o, încep să o răsfrângă asupra altor copii care sunt mai slabi. Dacă e vorba de copii care au o vârstă și mai mare, copii preadolescenți, la aceștia are loc derivarea comportamentului social, scăderea interesului de școală, reușite scăzute, fugă de acasă, vagabondaj, prostituție, abuz de substanțe și suicid ca variantă cea mai extremă. Adică uneori un copil care se comportă demonstrativ, care își face diferite tăieturi pe mână, care agață băieții, nu înseamnă că este un copil desfrânat, mai degrabă de dibănuit că el a avut de suferit în viață. Și dacă e vorba de comportament sexual, atunci e abuz sexual. Noi la CINEPAC am avut, eu personal, am avut cazul unei fete care a fost abuzată nu de pedofil, dar de concubinul mamei, care avea sex cu femeie, dar deoarece fetița era disponibilă și el era... Să vorbesc mai tare. Și el era în stare de prietate, el, pedofilii de obicei caută și-și creează un spațiu în care ei să nu fie prinși. Acesta n-a căutat spațiu, el a făcut-o în prezența celorlalte membri, celorlalți membri ai familiei, care nu erau în cameră nemijlocit lui, a venit impulsul, el a hotărât să facă lucrul respectiv, el a făcut și... Și gata. De câți ani avea fetița? Fetița avea atunci 7 ani. Ea când s-a dus la școală a început să îndemne copiii să se joace cu ea de relații sexuale. Acești pedofili care sunt în ocazion, nu pedofili, dar bărbați care nu diferențiază, nu fac diferențe între impulsurile sale. Ei sunt mai ușor prinși, pentru că l-au observat mama, l-au observat bunica și cazul este mai ușor depistat. Când s-a dus la școală, se juca cu copii de relații sexuale, îndemna pe băieți să se uite la ea să, și așa mai departe, să o atingă. Sigur că începeau să o arăte cu deget. Și la 13 ani ea avea idei de suicid, avea tulburări alimentare, bulimie, făcea abuz de comportament alimentar compulsiv și se culca cu cuțitul în pat. Posibil că acest cuțit, dormind în pat, posibil că se va răni și va muri. E jale pentru că după datele statistice, pedofilii nu sunt atât cei care vin peste hotare, dar abuzurile sexuale, în mare parte, undeva 70-90% au loc de către persoanele cunoscute sau membri ai familiei. Și numai 25-10% sunt persoane din străinătate care vânează. O parte din ei au tulburări psihice. Altă parte din ei au tulburări de personalitate foarte grave, care să posibil că s-a întâmplat cu ei ceva în perioada când atracția sexuală se diferențiază, pentru că undeva când se dezvoltă în pubertate, pulsiunile, dezvoltarea hormonală este foarte intensivă, pulsiunile sexuale la băieți și la fete sunt foarte intense, iar obiectul satisfacerii sexuale este încă nediferențiat. Nu este acea educație, nu sunt acele cunoștințe în domeniul sexualității și băieții pot să experimenteze tot felul de chestii, tot felul de relații.
Și poate un tip de relații experimentate ocazional în copilărie să se întipărească în creierul lui. Posibil asta sunt oameni care au un psihic traumat. Asta sunt bărbații care nu pot să aibă relații egale cu femeie. Ei se simt întotdeauna inferior partenerii sale și se simt mai competenți și mai liberi în contact cu copil. Am sunt informații referitor la un caz asemănător, însă este mult mai drastic. Voi da citirea cazului. În 2011, în adresa Centrului de Combatere a Traficului de Persoane MAI, a parvenit o informație operativă potrivit căreia o persoană de gen masculin cetățean al Republicii Moldova întreține relații sexuale cu minori în vârste cuprinse între 8-14 ani, precum și filmează acțiunile sale cu caracter pervers, iar ulterior le plasează în diferite spații virtuale cifrate, utilizate de pedofili, în scopul unui schimb de materiale cu caracter de pornografie infantilă. Ofițerii Centrului de Combatere a Traficului de Persoane au proces la verificarea informației, acțiune ce s-a finalizat cu obținerea mai multor materiale foto-video, care confirmau integral informația parvenită inițial. Analizând imaginile colectate, colaboratorii centrului au întreprins mai multe măsuri cu caracter operativ de urmărire penală, în cadrul cărora s-a reușit identificarea unei victime minore în vârstă de 14 ani, despre care a fost stabilit faptul că a fost abuzată de la vârsta de 8 ani, în anul 2006. Ulterior, de către colaboratorii centrului s-a reușit identificarea și celei de a doua persoană abuzată de către același pedofil. Era vorba despre prietena fetei, care a fost abuzată de la vârsta de 12 ani. Și timp de 6 ani, nimeni nu a știut despre acest caz. Este de remarcat faptul că fetița la vârsta de 8 ani suferea de anumite dereglări psihologice. Ea a fost consultată de un psihiatru, însă acesta nu a putut determina cauza. Și ulterior, abia în 2011, când a fost observat acest lucru, au început anumite tratamente, anumite consultații ale persoanei pentru ca să-și revină. Este de remarcat faptul că și în cadrul urmăririi penale s-a aflat lucru că câțiva din cunoscuții persoanei știau despre cazul dat sau cel puțin bănuiau. Pentru că informația vine așa că eu am știut despre cazul dat sau eu intuiam că ar putea fi asemenea probleme. Însă nu s-a anunțat niciun reprezentant al centrului MAI, niciun reprezentant al organizațiilor non-guvernamentale ce se ocupă de acest caz. Este alarmant faptul dat. Și de aceea venim cu rugămintea ca în cazul în care sunt asemenea cazuri sau în cazul în care ar fi bănuit o persoană de acte de pedofilie să fie anunțate organele respective. Am acceptat invitația colegii dumneavoastră la această conferință pentru că mi se pare o temă foarte importantă. Am știut că ați să discute despre cazuri concrete, ceea ce s-a făcut, am știut că ați fi un pic de, cum numesc eu, spălare de creier. Eu îmi cer scuze pentru că sunt atât de directă, dar asta este. Se spune că, cred că acum se întreb toți cine este pentru castrarea pedofililor, toți așa întreb. Cred că până nu de mult am fost și eu de aceeași părere. Conform sondajului, am ținut faptul că mai mult de 50%, aproximativ 50% sunt pentru detenție de viață, adică nu pentru castrarea în clinică. Mm-hmm. În mare majoritate. Mm-hmm. Totul bine. Dați să vă spun, eu am citit proiectul de lege. În păcate, acolo nu este menționat. Nu sunt clasificați pedofilii, după cum sunt ei. Chiar alaltă ieri am avut un interviu cu o persoană care este condamnată pentru pedofilie. Poziția lor este că noi nu merităm să fim condamnați dublu. Vă explic de ce. Legile în penitenciare sunt cu totul altfel decât cele care sunt la libertate. Prin urmare, vai și amar de capul unui bărbat care ajunge în închisoare fiind condamnat pentru pedofilie. Dați-vă spun de întâi în limbajul profesional cum se împart pedofili. Sunt pedofili clasici, despre care a vorbit și doamna de la Cinepac, sunt pedofilii care niciodată nu vor face un copil sufere. Adică un copil care este victima unui pedofil clasic, el nu va avea leziuni corporale, el nu va fi bătut și părintele niciodată nu își va da seama copilul lui este victimă. Adică eu vorbesc deschis și foarte direct.
Persoana respectivă lucrează mult cu copilul, îl ademenește, îl duce la pizza, la teatru, nu mai știu unde acolo, ulterior, fără a avea în sine act sexual, el doar prin atingeri dezbracă copilul și masturbează. Aceștia sunt pedofilii clasici, care ajungând în închisori, au statutul de, eu deja vorbesc deschis, de pederaște, adică ei sunt folosiți ca fete pentru un pachet de țigări, ei sunt violați practic, dar de bunăvoie. Altă categorie sunt cele despre care la noi se scrie foarte mult în presă. A violat un copil de 3 ani, a violat un copil de 14 ani, a violat un copil de nu știu câți ani, l-a bătut, l-a violat, da? Bineînțeles, aceste persoane deja, chinurile cele mari se încep din izolatoare, unde ei sunt maltratați, vă dați seama că toți polițiștii sunt părinți, au copii, și prin urmare nu sunt foarte mulțumiți atunci când pe mâna lor cade o asemenea persoană. Da? Instanța de judecată și-a spus sentința, persoana respectivă ajunge în penitenciar, unde el în mod automat are statut de umilit. Ce presupune este, ei sunt izolați de restul deținuților, sunt puși la cele mai murdare activități, nu au voie să mănânce în bucătăria comună, nu au voie să lucreze în bucătărie. Nimeni nu are voie nici să salute, nici să dea mâna cu ei. Adică doar dând mâna cu o persoană care este violator agresiv, care ori a omorât, ori a violat și a bătut un copil, atunci vă dați bine seama că este marginalizat. Prin urmare, eu vreau ca această informație, într-adevăr, să fie difuzată, pentru că pe un violator să-i spui că el a să fie condamnat pe viață în alt sfer. Sau că el a să fie castrat chimic nici pe atâta, fiindcă îi spune că peste 3 luni gata, nu mai are efect preparatul respectiv. Și la noi, vreau să vă spun că am studiat mult domeniul respectiv, serviciul de probațiune care ar răspunde de deținutul care a fost eliberat condiționat, nu își face prea bine treaba. Prin urmare, niciun om care, nu știu cât de motivat el trebuie să fie, că odată la 3 luni se prezinte la serviciul de probațiune de raional sau la medicul specialist, spune, injectează-mi, te rog frumos, că eu nu mai vreau să violez copiii. Da? Se spune că violatorii sunt persoane care cândva în copilărie au fost și ei abuzați sexual. Este o doză de adevăr și în asta, dar aici trebuie să ajungem și la urechile părinților, că abuzul fizic a copilului poate să-l aducă la cei că el pe viitor să devină și el un abuzator sexual a minorilor. Nu o spun eu, o spun specialiști care am discutat pe parcursul mai mult timp. Ce să vă mai spun? Cu castrarea chimică, deja tot am vorbit cu psihologii de la Departamentul Instituțiilor Penitenciare. Ei spun că această pedapsă ar putea fi aplicată pentru pedofilii clasici. Adică care, acum vă spun care este portretul psihologic, ca cât de cât să vă atenționați cu persoanele care le aveți în preajmă. Sunt persoane care au o vârstă înaintată, adică peste 35 și mai departe, care duc un mod de viață solitar, sunt foarte pozitivi, dar nu au familie, nu au copii, nici cel puțin nu au iubită. Și ce este caracteristic pentru toate trei categorii de pedofili, fiindcă noi pe toți îi punem în aceeași oală, toți sunt pedofili, indiferent că este un pedofil clasic, v-am spus care sunt caracteristicile, cele că este un pedofil violator, abuzator și tot felul de acțiuni perverse, sau a treia categorie sunt deja incesturile, când o rudă întreține relații sexuale sau abuzează sexual un minor care este rudă. Pedofilii clasici, într-adevăr, ar putea fi pentru ei o soluție, castrarea chimică, fiindcă niciunul dintre aceste trei categorii ei recunosc că au făcut, își recunosc faptul, dar niciodată nu se consideră vinovați. Fiecare are povestea lui. Că pedofilii abuzatori spun, fetița avea 13 ani, chiar alaltă ieri am vorbit cu pedofil. Vă spun cazul concret. Spune, eu m-am căsătorit, tot bine, sora soției mele a venit la noi, ea avea 13 ani, eu eram plecat, ea era plecat, soția mă refer. Sora soției mele rămâne cu fetița noastră de 2 ani acasă. Și uite că am auzit că băieții din sat îmi spune că uite, ea se duce la club și întreține relații sexuale cu alți bărbați și eu m-am pus și am vorbit cu ea că uite, nu e bine și uite, greșeala mea a fost că eu am acceptat ca
ca stac să întrețin relații sexuale cu ea. Fiecare caz în parte să fie studiat foarte minuțios și nu putem spune că toți trebuie condamnați pe viață sau toți pedofilii trebuie castrați chimic. Asta tot ce am vrut să vă spun. Și care ar fi atunci soluția ideală, cum credeți dumneavoastră? Pentru că oricum asta se întâmplă, sperăm ca justiția noastră să ajungă la un nivel corespunzător și judecătorii să solicite portretele psihologice a deținuților care deja au fost condamnați, ca înainte de a fi eliberați, condiționați, să vadă, există posibilitatea ca aceste persoane să recidiveze sau totuși nu există. Fiindcă recidivează, se spune că pedofilii, 60%, mai mult de 60% din persoane condamnate pentru pedofilie recidivează. Primele două categorii, cei condamnați pentru incest și abuzatorii violenți, sunt 6% doar, 6-7%. Mai mult 60% sunt pedofilii clasici. Dar există specialiști care vorbesc despre acest lucru și cu cât mai devreme află copilul, pentru că copilul n-a să află la 3 ani despre sex, despre modalități, el află niște lucruri care sunt suficiente pentru vârsta respectivă. Cu cât mai deschisă este și mai simplu prezentată informația, cu cât mai puțin provoacă incitație și dorințe de afla și niște conflicte interne. Pentru că, la urma urmei, sexul este folosit ca o modalitate, nu de rare ori, de a-l determina pe celălalt să se supună, inclusiv și de copii. Pentru că sursa de informare a copiilor, astăzi internetul cu toate informația lor, iar răsăși profesorii, în general, oamenii au un tabu legat de tema sexualității. Asta e tema care le provoacă jenă, asta e tema care le provoacă spaimă. Asta e o puditate falsă. Vorbiți că nu se, nimeni nu a declarat. Pentru că, în primul rând, asta e șoc, în al doilea rând, frică și asta e o chestie murdară. Cine se va băga în lucrurile astea murdare? De obicei, cei care comit infracțiunile, ei își găsesc modalități de a-și apăra interese. Și la Cinebac noi avem dosare în care n-au fost câștig de cazuri, chiar dacă au fost foarte evidente probele care indică. Și mai avem și o altă lacună în lege care presupune încălcarea părților. Dacă eu pot să vă spun două cazuri practic identice. Un caz v-am spus că fetița de 13 ani a fost violată, fiindcă om a fost condamnat pentru viol, putem să spunem așa, de soțul surorii sale. El stă 12 ani închis în închisoare, da? Chiar dacă el spune că a fost cu acceptul fetei și nu i-a făcut nimic altceva decât să întrețină relații sexuale. Un alt caz, fix, fetița are 13 ani, a avut relații sexuale cu soțul surorii sale, a rămas însărcinată, abia când a rămas însărcinată a aflat cu ce se întâmplă. Bineînțeles, au încercat să ducă la poliție, să depună plângere, după care spune, hai, că eu am grijă de copil, dar poate nici și-a retras plângere. Și acum caută unde, în care colța Republicii Moldova a fugit persoana respectivă. Cazul, două cazuri identice. Și încă acum în lege referitor la pedofilie este faptul că în cazul turismului sexual, dacă persoana violată este mai mare de 16 ani, beneficiarul de servicii nu este pedepsit, adică nu este o lege care să reglementeze pedeapsa beneficiarului, adică sunt pedepsiți doar organizatorii, cel care a organizat. Și rămâne că... Dar nu doar în cazurile respective, da, în toate adică cazurile. Este toate le achit o amendă acolo și... Da, de la 16 ani, dar însă da. Și foarte interesant că polițistul de obicei vine ori în flagrant, ori după ce au avut actul sexual, adică se duce și clientul mulțumit și prostituată.